Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai țineți minte cazul primarului Bistrițean care a dus apă îmbuteliată la analize ca să păcălească Comisia Europeană, că a făcut canalizare în comuna lui? S-a dus la magazin. Îți povestesc imediat. Așa. S-a dus la magazin, a luat apă îmbuteliată, sigilată și a dus-o la analize să se vadă că e bună. Ingeniozitatea asta infracțională, să știi, pare să nu fi fost singulare. Mai avem un caz, doar că de data asta primarul cu pricina a împrumutat câțiva litri de la un alt primar care avea apă bună, n-a mai cumpărat-o de la magazin. Deci omul este grijuliu cu banii sătenilor, da. Să nu cheltuim. Dacă are ăla, de ce să nu luăm de la el? E vorba de un fost primar din Lăcusteni, Vâlcea. Ok. Da. Aș vrea să revin aici la localitatea Leușeni, care este Leușeni și nu Leușteni, așa cum am zis eu în urmă cu o săptămână. Știam că este Leușeni, dar mi-a scăpat un T. Deci, Leușeni. Mi-era foame de ciorbă. Leuștean, okay. Făcuse în ciorbă de lobodănușe. Bun. Revenind, este vorba de un fost primar din Lăcusteni, Vâlcea, care tocmai a fost trimis în judecată pentru o fraudă de aproape 2 milioane de euro din fonduri europene, bani ceruți pentru introducerea alimentării cu apă și canalizare în comună. Problema a fost că puțurile de apă, care au fost forate pe terenul unei foste stații de mecanizare, au dat într-o pânză cu mari cantități de amoniu. Și apa respectivă nu putea fi folosită, evident, și în niciun caz băută. Logic și omenește ar fi fost ca puțurile să fie închise și forarea să fie reluată acum în altă parte, că nu le poți da oamenilor apă otrăvită pe post de apă și canalizare, apă potabilă. Adică dacă ești responsabil, ai săpat puțul odată în apă care nu e bună, ce faci mai departe? Zici, lasă-mă să bea de asta cu amoniu sau te oprești și o iei de la capăt în altă parte? Așa ar fi omenește. Dar domnul primar a avut ceea ce trebuie să îi se fi părut la momentul respectiv o idee briliantă. Mamă, dacă apa asta nu e bună, păi atunci aducem la analize pentru autorizarea aducțiunii apă bună de la altă comună, nu de la el. Că în fond care era scopul lui? Era să ia banii și să facă proiectul, că după aia cu apa mai departe asta e, sătenii să mai descurcă ei. Așa că a luat probe de la vecini, o comună din vecinătate, probe pe care le-a dus apoi pentru analize și autorizare la DSP Vâlcea. Procurorii susțin că primarul, citez, s-a dus personal în comuna învecinată pentru această recoltare. Deci, un gospodar implicat. A vrut să fie sigur că se recoltează corect apa, nu? Cum se spune, dacă vrei să se facă ceva, fă tu cu mâna ta. Descurcă-te, implică-te. Prin șmecherile acestea, primarul a obținut fonduri europene, cum spuneam, de aproape 2 milioane de euro și procurorii în rechizitoriu spun că primarul a depus la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală documente false pentru lucrările respective. Situații de plată de vize, rapoarte de execuție, declarații de cheltuieli, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, autorizația sanitară și așa mai departe. Deci un dosar întreg. Și acum va fi judecat. Și mi se pare uluitor cum gândesc acești oameni. Care e planul? Încă o dată, să otrăvești consătenii? Ce vrei să faci, de fapt? Ba chiar primarul Bistrițean, despre care am vorbit nu de mult, ăla cu apa împrumutată, cu apa cumpărată de la magazin, că apa lui nu era bună, el a mai ajutat și pe alții să comită înșelăciunea asta. Și iată ce spunea el pentru emisiunea România Te Iubesc la vremea respectivă. Practic asta am mai auzit-o cu dusul apei la analiză, apă cumpărată de la magazin. Deci vă rog să mă credeți, m-a rugat și primarul din Leșu, care și el, noi amândoi am derulat acele proiecte. Ce a zis, să-i duce și dânsul lui ăsta? Zice, du-mi și mie, dacă te duci, că ea mi-a cerut și mie, eu sunt nu știu unde, era prin... Și ați luat și dânsul lui ăsta? I-am luat și lui, că am luat două, v-am spus că am luat două stic. Una v-am scris Leșu și una am scris Rebra. Nu le-am luat din același loc, să știți. Una am luat-o din ăla de lângă stadionul Gloria Bistrița, actualmente e acolo. Și una am luat-o din altă parte, nu mă stau să mă gândesc eu unde am luat-o, că am luat-o din altă parte, nu de acolo. Pentru comuna cealaltă. Pentru Leșu. Să nu iasă la fel. Păi să nu fie la fel. Smart. S-a gândit. Deci, două branduri diferite de la același magazin, s-a dus și la magazine diferite ca să fie sigur. Băi, deci ce luăm noi apă minerală de aici? Deci apa este, practic, noi știm, ăștia de fapt vând aceeași apă, numai eticheta e diferită. Exact. Deci nu, dar la alt magazin este altă apă. E firmă concurentă, nu ne dă același lucru, deci s-a dus la alt magazin să ia. Băi, cred că s-a și pupat în oglindă pentru asta. Sigur, acum dacă facem liniște, se aud palmele pe care și le trag funcționarii de la Bruxelles când află despre șmecheriile făcute de aleși români. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.